ceruri, îți mulțumim că ne dai încă o ocazie de a auzi cuvântul tău. Our Heavenly Father, we thank you once again for the opportunity to hear your word. Te rugăm, ajută-ne tu ca să fim atenți, să putem primi prin Duhul tău cel sfânt impresiile care tu dorești asupra inimilor noastre. We pray that you'll help us to listen to your word and be open to receive the influence of your Holy Spirit in our hearts. Te rugăm, ajută-ne ca să trăim aceste lucruri în viețile noastre și să putem onora numele Tău în toate lucrurile. Help us to live these things in our hearts and be able to honor You in all that we do. Amen. 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 Noastră ca în această oră dumneavoastră să auziți glasul Duhului Sfânt apelând la sufletele voastre și invitându-vă pe voi să-L acceptați în cele mai ascunse părți a inimii voastre. Domnul are pentru fiecare din noi acest mesaj la diferite nivele. It is our prayer that as we spend time together this hour, that the Lord will be appealing to each and every one of our hearts, inviting us to surrender the deepest recesses of our hearts to Him. He has a call for each one of us on every level. And we're very happy to have our Canticum Novum group with us from the La Sierra Spanish Church. În seara aceasta avem un grup frumos de tineri de la Biserica Spaniola Adventistă din La Sierra, care se numește Canticum Novum. Ei au venit în această seară să fie alături de noi și ne bucurăm de prezența lor. We're very happy to have you with us. God bless you. Nicio trudă nu-i prea grea.
cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea îscășește o casă acolo și rândunica în cuib unde își pune puii. Altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât în corțurile răutății. Amin. Împrieteniți-vă cu tinerii, ei sunt echivalentul zorilor și al primăverilor, al sincerității și al frumuseții cântărilor. Ei vin cu sunete de harfă din tinerețea lui David și poartă măreția statorniciei din tinerețea lui Iosif. Ei vin din cântarea hotărâtă a celor trei tineri din câmpia Dura. Ei sosesc cu ecoul profetic al tinereții lui Daniel și din sinceritatea lui Natanael. Ei vin cu focul dragostei din tinerețea lui Ioan
și cu cântecul biruinței din tinerețea lui Iisus. Împrieteniți-vă cu tinerii, chiar dacă vi se par grăbiți în cuvinte și în sensuri. Puneți-le deoparte câte un sfat pentru fiecare dimineață și strângeți-i lângă voi în fiecare seară la căldura cuvântului vieții. Nu le refuzați cutezanța și căldura inimilor. Nu le opriți avântul și cântecul tinereților. Acum, când secerișul e aproape și când trâmbița își cheamă secerătorii, și tinerii au ceva de spus. Pentru încă o treaptă mai sus și pentru biruința în Iisus, pentru reînviorare și redeșteptare, pentru un final glorios în acest timp furtunos, pentru putere în lucrare și pentru ziua aceea mare, împrieteniți-vă cu tinerii. Thank you.
O companie de limuzine din New York anunțase un concurs pentru angajarea unui șofer. Din cei 100 de candidați care s-au prezentat, au fost selectați 3. Testul era foarte riguros și minuțios. După ce se verificau carnetele de șofer, cazierul, recordurile de circulație și referințele, erau selectați 3 dintre cei mai buni. Pentru a le testa abilitățile de conducere, atitudinea mentală și tipul de personalitate, acești 3 au fost supuși unui ultim test. Ei au fost conduși, unul câte unul, pentru un test de conducere pe o șosea îngustă de munte, care pe o porțiune trecea pe lângă o prăpastie. Li s-a spus să conducă pe șosea și să se apropie cât pot de mult de marginea prăpastiei. Polițistul care îi examina era cu ei în mașină. Primul din cei 3 a condus pe drumul de munte și a oprit limuzina la 3 metri de marginea râpei. Polițistul l-a felicitat și l-a lăsat să plece. Al doilea șofer a părăsit șoseaua, a ieșit pe necarosabil și a reușit să oprească mașina la 1,5 metri de prăpastie. Când s-au întors, polițistul a răsuflat ușurat și a chemat pe ultimul din cei 3. Al treilea șofer era o tânără femeie. Ea a condus limuzina cu atenție și precizie. A pus ușor frână la stopuri și a redus viteza la curbe. Polițistul, examinator, era foarte plăcut surprins și impresionat. La capătul șoselii, la testul final, când i s-a spus să oprească cât mai aproape de prăpastie, ea nici măcar nu a ieșit de pe șosea. A oprit acolo, pe șosea, la 100 de metri de prăpastie. "Nu poți să mergi mai aproape?" a întrebat examinatorul surprins. "Nu, domnule," a răspuns tânăra. "Eu nu vreau să mă apropii mai mult de prăpastie. Doar până aici pot să merg." Ea a fost angajată pe loc. Cât de aproape vreți ajunge de păcat? Alegerea este a voastră.
era singur în Delta. Venise aici pentru câteva zile de pescuit și singurătate. Fugea de sine, de oameni și de Dumnezeu. Oare de ce această goană absurdă și încotro? Se născuse într-o familie de creștini, păzitori ai sabatului. Crescuse în biserică, cu cântece și poezii. Ascultase istoria lui Iosif și a lui Daniel. Ascultase istoria lui Samson și a lui Samuel. Și istoria unică a vieții lui Iisus. Dar când la 14 ani ușile cămăruței de sus, camera copiilor, s-au închis în urma lui, nu și-a mai găsit locul în biserică. A întârziat întâi pe hol, de vorbă cu alți copii, apoi a mai zăbovit ceva prin curte. De acolo mai erau doar câțiva pași până în grădinița de lângă adunare. Acolo, lângă fântâna cu îngerași, aștepta pur și simplu să se termine serviciul divin. Când primii copii ieșeau în fugă pe portița de fier a bisericii, venea și el ca să plece cu familia acasă. Distanța dintre el și biserică creștea mereu. Apoi, într-o bună zi, n-a mai venit deloc. În larma lumii, poeziile au fost uitate, cântecele s-au stins și un gol imens i s-a așezat în suflet. Încerca din răsputeri să-l umple cu nepăsare, cu distracții, cu plăcerile de o clipă ale păcatului, dar golul devenea din ce în ce mai dureros și mai adânc. Acum era singur în Delta. Fugea de sine, de oameni și de Dumnezeu. Noaptea îl învăluia în tăcerea ei, întreruptă din când în când de cururi, de greieri, ca parcă dintr-o altă lume. A doua zi în zori, în poiană a poposit un grup de tineri, frumoși, veseli, plini de viață și de voie bună. De cum i-a văzut, a fost cuprins de o emoție ciudată. Inima a început să-i bată mai repede și un fior cald i-a cuprins ființa. Oare ce-i cu mine? Se întreba el. S-a apropiat de grupul de tineri, i-a ajutat să-și ridice corturile, l-a strâns lemne, le-a dat din apa lui și câțiva din peștii pe care îi prinsese. Apoi s-a lăsat seara și el s-a întors înapoi în cort. Stătea acolo învăluit de întuneric, cufundat în gânduri și singur, mai singur ca niciodată. Deodată, în liniștea nopții, se auzi o melodie. Acolo, la margine de lume, în taina nopții, se țesea un fir de cântec.
El asculta înfiorat. Era fascinat. Era cântecul copilăriei lui. Își amintea cum vineri seara deschideau sabatul și cântau împreună când se lasă umbra serii. Oare cât era de atunci? Ce făcuse din viața lui? Se tăvălea acum prin cort plângând și gemând ca o căprioară rănită. În pustiul din sufletul lui, cuvintele cântecului cădeau ca niște picături de rouă curată. Depărtat de ale lumii, seara Domnului servesc și simt pace în al meu suflet când la el mereu gândesc. Abia acum înțelegea el emoția ciudată care îi copleșea și care îl apăsa în preajma celor tineri. Erau adventiști, așa cum fusese și el odată. Fericit și curat ca și ei, întreaga viață îi apărut deodată în față, anii pierduți, fuga lui de sine, de oameni și de Dumnezeu. Pe genunchi în mijlocul cortului își înălță ochii înlăcrimați spre stele și după mulți, mulți ani de rătăcire, rosti prima rugăciune. Iartă-mă, Doamne! Ai milă de mine, Doamne! Apoi, cu fața încă udă de lacrimi, intră în cortul de unde pornise cântecul și începu să cânte împreună cu ei. După aceea, i-a privit pe toți și cu vocea înnecată în lacrimi le-a spus: tineri dragi, nu părăsiți biserica. Leagănul vostru de lumină unde sunteți ocrotiți și iubiți, dincolo, dincolo de pragul ei, vă așteaptă doar dureri și regrete. Nu părăsiți biserica. Nu veți uita niciodată. Amin. Oh,
pășesc tot printre spini, prin văi cu ape tulburi, pe stânci din înălțimi, și-l caută să-l scoată din loc întunecos, să-l ducă apoi din noapte la locul lui. Mai știi casa aia mică, unde soarele aducea în zor cântări de pace? Parcă s-a topit în zări și în ușa ei deschisă, mama tace, tata tace. Lacuri mari au strâns sub ploape, ape limpezi și adânci ca oglinda cerului, din tăceri își strâng puterea să vegheze într-o noapte, munți de griji s-arunce în mări. Mama, cu suspinul ei, tata, tot privind departe. Ne privesc din vechi albume, din îngălbenita lume, destrămată în amintiri.
cât erau atunci de tineri. Era într-o zi de vineri. Mama cântă de Iisus, tata înalță o rugăciune. Parcă ieri veghea gutuiul la fereastra dintre stele, somnul lin venea zâmbind printre genele prea grele, îi săream ca într-un gând. Mama încet, pășind prin casă, tata povestindu-i blând. Anii grei și-au pus povara peste chipurile lor, au rămas un vechi decor într-o ramă din perete, doar în suflet, mai adânc, amintirile mai dor. Timpul acoperă cu cețuri chiar în clipa aceea care. Mama ne ținea de mână, tata ne umbla prin plete. Răni deschise, răni prea grele. Doamne, fă un nou pământ, mai aproape, mai curând, să ne ținem iar de mână, într-un cerc de legământ, într-o casă de lumină. Tata, mama și copiii împreună. Amin. Amin.
Ierusalime, locul meu sfânt de întâlnire cu cerul, sanctuarul de liniști al gândului meu. Tu ești zidit dintr-o bucată, dintr-o bucată de dor desprinsă din sufletul meu. Acolo, pe trepte de rugă, îmi trec ființa mea și ca o pasăre obosită îmi găsesc cuibul de pace în tine. Ierusalime, poiană de cântec a visului meu, dacă voi uita vreodată că tu ești leagănul meu tainic și sfânt, în care am răsărit și crescut ca într-o oază de cânt, dacă nu voi face din tine altarul meu de rugă pe pământ, să-și piardă gândul meu plutirea lui, să-și piardă pasul meu avântul lui. Dacă te voi uita, Ierusalime, nevrednic voi fi să pășesc de pe pragul tău pe tărâm de veșnicie. Ierusalime, locul meu sfânt de întâlnire cu cerul, leagănul meu de lumină. Amin. Tată a întrebat odată pe fiul lui: Fiule, ce ai de gând să faci în viață? Vreau să merg la colegiu. Și după aceea, vreau să devin doctor. Și după aceea, am să-mi găsesc un serviciu bun. Și după aceea, am să devin bogat, a răspuns tânărul.
Și apoi ce vei face? Voi construi o casă, cea mai frumoasă din oraș. Și pe urmă, am să-mi cumpăr 4 mașini, câte una în fiecare garaj. Și după aceea, am să-mi însor cu cea mai frumoasă fată. Și după aceea, tânărul, neștiind unde vroia să ajungă tatălui, nu mai găsea ce să răspundă. Am să călătoresc prin toată lumea. Și pe urmă, păi, cred că am să îmi bătrânesc. Și după aceea, cred că voi muri. Și după aceea, tânărul rămase fără răspuns. Tineri dragi, în planurile voastre de viitor, lăsați un loc și pentru gândul veșniciei. Păstrați un loc, cel mai bun loc pentru Iisus. Amin. Joseph. And I was his TA for 2-3 years, something like that. Și am fost asistentă pentru 2 sau 3 ani. And 2 weeks ago he asked me to sing along with his choir. Și 2 weeks ago. Două săptămâni în urmă m-a rugat să cânt împreună cu acest cor pe care îl conduce. And we had a lot of fun. Ne-am simțit foarte bine împreună. We sang at the church in Hesperia for a festival that they had. Am cântat la un festival la biserica din Hesperia. And I thought, man, we should really do this more often with our choir. Și m-am gândit, ar trebui să facem acest lucru mai des împreună cu tinerii noștri. And that following weekend, Dragoș asked me that we were asked to sing our song Abide With Me. Weekendul care urma, am discutat și sora Lydia ne-a invitat să cântăm această piesă Abide With Me. And I thought, perfect. E perfect. So I contacted Dr. Joseph. He talked to them. They said yes. I-am contactat și au spus da. And we practiced yesterday at their church. Am repetat ieri seară la biserica lor. And now here we are. Și acum suntem aici. So we're very thankful that you guys came to join us. Vreau să vă mulțumim că ați venit la biserica noastră această dimineață. And we do have plans to do this again. Și plănuim să facem acest lucru din nou. So thank you. Vă mulțumim.
If today you hear my voice, today is the day of salvation. Astăzi, dacă auziți glasul vocii mele, astăzi este ziua mântuirii. As each one of us has heard the Lord speaking to our hearts through the songs, the poetry, perhaps just some of the memories some of these songs have brought back to our minds, it is our prayer that you will allow those speakings of the Holy Spirit in your hearts this evening to be carried with you. As you go into this next week. Pe măsură ce am ascultat poeziile și cântările, ne-au răscolit amintirile, Duhul Sfânt ne-a vorbit fiecăruia despre nevoile sufletului nostru și rugăciunea noastră este ca aceste influențe a Duhului Sfânt să fie purtate cu noi în săptămâna care o avem în față. Să închidem acest program frumos cu cântarea de închidere numărul 344. Vom cânta primele trei strofe. Care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai dat mesajele tale în această seară și dorești ca să ne aduci aproape de tine. Heavenly Father, we thank you so much that you have given us your messages and that you wish us for yourself.
Și te rugăm, condu-ne tu în continuare în săptămâna care urmează, să căutăm pe cei care s-au depărtat de tine și să... Please be with us in the coming week and help us to search out those who have walked away from you. Și să căutăm să ne rugăm pentru ei, să îi căutăm și să vedem dacă putem să vorbim cu ei și să... Help us to pray for them, help us to see what we can do to help them. Și te rugăm, ajută-ne ca să putem să-i aducem la tine înapoi. Help us be used by you to bring them back to you, we pray. În numele Domnului Iisus, amin. In Jesus' name we pray these things, amen.